aceste alegeri locale, este declarația lui Nicu Șordan, candidatul susținut de PNL USR Plus la primăria Capitalei. Iar candidatul PMP Traian Băsescu îi sfătuiește pe bucureșteni să dea pentru ei. Am votat ca să scoatem din primăria Capitalei o caracatiță de interese, de neamuri, de prieteni, de cumetri, de naș, de fin care au ținut în subdezvoltare orașul ăsta. Am votat pentru un oraș care are un potențial extra. Ce vrea handicapatul ăsta, mă? Să facă treaba, n-a vrut 4 ani. În gură de animal. Să aleagă pe cel care poate schimba lucrurile Dai. În București. Așadar, astăzi ne alegem primarii pentru următorii 4 ani. Adina Leoveanu ne spune care sunt atribuțiile unui edil. Potrivit Constituției, primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pune în aplicare legile și alte acte normative și reprezintă comunitatea în justiție și în relația cu alte autorități. Tot primarul decide unde se duc banii comunității. El face proiectul de buget și îl supune spre aprobare Consiliului Local. Pe lângă elaborarea bugetului, primarul inițiază negocieri pentru contractarea de împrumuturi în numele comunității pe care o reprezintă și tot el este responsabil de elaborarea proiectelor cu fonduri europene sau guvernamentale. În plus, edilul este cel care coordonează serviciile publice de interes local. El îi numește pe conducătorii instituțiilor care furnizează aceste servicii. Tot în atribuțiile sale intră și elaborarea planurilor urbanistice și emiterea unor avize și autorizații. Primarul răspunde pentru elaborarea măsurilor pentru prevenirea situațiilor de urgență, dar este și cel care... Bună ziua, da, animalul ăsta de papă iarbă cu pietre în mine! Îmi dă cu pietre. Uite aici pe strada la Nicu Părâc, mi-a dat cu piatră în geam, a ieșit de în mine. Pe strada lui Mari. Pe strada lui Mari Marin, Marinaș Bobu. Uitați-l că iese pe aici. Nu că a luat-o, a luat-o iese pe la Marin, pe la Zăbul, o ia pe vale, iese pe partea el alt animalul. De ce stau după el, îmi parte bani? Domne, nu se poate. Stă cu vorbă cu toți, ia la vorbă, ia la asta. Ia uite, a oprit ar la altul, că de ce mă țin după el, mi-a dat cu piatra în geam, a scuipat geamul. Vă rog frumos să veniți, vă rog din suflet. Ia uitați-l, s-a dat jos iar, îmi dă cu piatră. Ce vrei, mă? Ia uitați, auziți ce spun. Na. Ai văzut? Ia uitați-l, domn. Uitați, domnule, ce face ăsta, domnule.